Salutare, dragilor, și bun venit pe canalul meu! Eu sunt Mishi. Dacă nu m-ați mai văzut până acum, îmi pare bine să ne cunoaștem. Iar în acest video o să vă povestesc câteva lucruri despre telefonul Redmi Note 9T pe care l-am primit în teste de la Xiaomi. Dar înainte să încep să vă spun cum mi s-a părut, care a fost experiența mea cu el, dar și care sunt principalele sale caracteristici, am să vă arăt rapid ce conține pachetul inițial pentru a ști la ce să vă așteptați în caz că vă gândiți și voi să vă cumpărați unul. Așa arată cutia în care vine telefonul, iar în interiorul acesteia găsim o primă cutiuță mai mică pe care o desfacem și găsim în interior această cheiță pe care o vom utiliza atunci când vrem să scoatem simurile sau cardul microSD, asta în cazul în care am ales să adăugăm unul. Iar în interior găsim ceva manuale de instrucțiuni care o să vă fie de folos, sunt convinsă, și o husă pentru a ne putea ține telefonul în siguranță. Ia să vedem cum arată și cât de ușor este de pus. Ok, foarte ok. Așa arată telefonul cu husa. O să-l protejeze foarte bine, sunt convinsă. Iar în continuare, în cutie. Ce mai găsim? Avem încărcătorul pe care îl vom conecta la priză și cablul de încărcare, care vine cu o mufă USB-C pe care am să vă arăt eu de îndată. Acesta este pachetul inițial. Bun, revenind acum la telefon. Acesta este destul de recent lansat la începutul anului 2021 și are un design tipic telefonelor din seria Redmi Note 9. Textura spatelui de plastic însă este puțin neobișnuită cu mici striații prezente, iar asta înseamnă că nu există niciun moment în care să ne rămână amprente pe el. Și vine cu tehnologie 5G pe care o găsim deja în România, iar eu o folosesc de câteva luni și mă bucur tare mult că există și este disponibilă din ce în ce mai des pe telefoane din toate categoriile, nu numai pe flagship-uri. Pentru că internet rapid ne dorim cu toții, știu. Telefonul este și dual SIM, deci pentru cei care au nevoie să folosească două SIM-uri fizice ar putea fi o alegere foarte bună. Și are un strat de protecție pentru a fi rezistent la picuri de apă, cu mențiunea că nu are totuși certificare pentru a putea fi scufundat în apă. Singurele butoane pe care le găsim pe lateral sunt cele de volum și de blocare-deblocare, iar pe acesta din urmă avem un senzor de amprentă foarte rapid. Eu apreciez mereu existența unui senzor de amprentă fizic în loc de cel din display pentru că mi se pare mult mai la îndemână și mai rapid de deblocat. Și apropo de display, vorbim despre unul IPS LCD de 6,53 inch, cu un screen to body ratio de 84%. Marginea proeminentă o găsim în partea de jos a ecranului, însă nu m-a deranjat deloc să o văd acolo pe parcursul utilizării. Avem o rezoluție de 1080x2340 de pixeli cu o densitate de 395, iar protecția de care beneficiază display-ul este Gorilla Glass 5. Vine cu Android 10, MIUI 12, iar chipsetul este unul MediaTek Dimensity 800U 5G pe 7 nanometri. Îl găsim disponibil doar în varianta de 4 GB RAM, dar ne putem alege memoria de stocare internă 64 sau 128 GB, cu mențiunea că avem un slot pentru card microSD dacă nu ne este suficientă memoria aleasă de-a lungul timpului sau vrem să stocăm ceva mai multe fișiere. Experiența de utilizare este una plăcută și nu se descurcă rău deloc nici la partea cu jocurile. Nu se acadează, nu are lag, iar ecranul este suficient de luminos. În ceea ce privește camerele, cea principală este tripla, compusă dintr-o cameră wide de 48 de megapixeli, una macro de 2 megapixeli și un senzor de adâncime tot de 2 megapixeli și el. Vine cu LED flash, HDR și funcție de panoramă, iar la partea video ne oferă câteva opțiuni. Poate filma 4K la 30 de cadre pe secundă, 1080 atât la 30 cât și la 60 de cadre pe secundă. Pozele sunt reușite, culorile sunt foarte apropiate de realitate, detaliile sunt cele prezente, iar în lumina naturală se descurcă cel mai bine. Ce să mai, sunt perfecte pentru social media, mai ales dacă alegem să folosim funcția de beauty sau filtrele existente. Camera de selfie este integrată în display și o găsim în colțul din stânga al acestuia. Este una standard și vine cu 13 megapixeli, fiind capabilă să filmeze 1080 la 30 de cadre pe secundă. Cei care vor să îmbunătățească selfie-urile sunt convinsă că vor aprecia existența unor posibile ajustări pentru piele, ochi și forma capului pe partea de beauty, alături de același număr considerabil de filtre disponibile direct în aplicația camerei. Iar pozele obținute arată cam așa. Aș zice că avem suficiente detalii pentru niște selfie-uri reușite.
Bateria are 5000 de mAh și este cumva unul dintre caracteristicile sale principale, pentru că este suficient de mare pentru nevoia zilnică a oricărui utilizator și rezistă cu brio. Încărcarea se face la 18W, iar cu încărcătorul disponibil în pachet ajunge la 33% în 30 de minute, iar 100% în aproape 2 ore. În partea de setări, acolo unde ne spun câteva lucruri despre baterie, primim chiar și sfaturi despre cum putem să ne îmbunătățim durata de viață, astfel încât să ne putem bucura de el cât mai mult timp. Și vine cu blaster infraroșu. Iar acum câțiva ani, ne amintim cât de important era atunci când voiam să ne trimitem între noi diverse fișiere. Și chiar dacă nu-l mai folosim pentru transferuri de date, pentru că avem opțiuni mai avansate, poate fi un feature util dacă vrem să-l utilizăm cu diverse alte gadgeturi, precum televizor sau un aer condiționat, ca un substitut al unei telecomenzi. Și apropo de utilitate, acest telefon vine și cu NFC, deci putem face cu el plăți fără contact. Aș zice că vine cu destul de multe caracteristici pentru prețul pe care îl are. Iar pentru cineva care nu este dispus să investească foarte mulți bani într-un telefon, este o alegere excelentă. Pentru un telefon care vine cu 5G, aș zice că este chiar un preț foarte accesibil. Avem un display decent, avem performanțe bune, o mufă jack, infraroșu și NFC. Iar camera, chiar dacă vine cu câteva compromisuri, face poze destul de bune. Bateria rezistă eroic. Iar dacă nu vă deranjează marginile vizibile din jurul ecranului sau faptul că nu suportă încă Android 11, nu văd niciun motiv pentru care n-ar merita o șansă. Eu am fost Mișii, iar acest video sper să vă fie de ajutor dacă vă gândiți să vă cumpărați un Redmi Note 9T. Iar dacă aveți totuși și alte întrebări, iar eu nu am reușit să ating anumite subiecte care vă interesează în mod special, nu uitați că mă găsiți tot timpul în secțiunea de comentarii. Vă pup și nu uitați să vă abonați dacă vă plac videourile mele.